Conform programului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, privind tematicile de control pe trimestrul 1, în perioada 25-29 martie s-a desfășurat o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la servisurile auto. Dorina Rednic, comisar șef adjunct în cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Sălaj, a declarat că în total au fost verificați un număr de 10 operatori economici, la 3 dintre aceștia fiind constatate deficiențe, cum ar fi neafișarea în mod vizibil a codului unic de înregistrare la Registrul Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate pentru care unitatea este autorizată să funcționeze, precum și neafișarea perioadei de garanție și a termenului de execuție pentru serviciile prestate. De asemenea, cu ocazia controlului au fost identificate autoturisme pentru care nu erau încheiate devizele de lucrări și s-a constatat că responsabilii servisurilor nu au acordat garanții pentru lucrările efectuate în unitate. Urmarea deficiențelor constatate au fost impuse măsuri de intrare în legalitate, iar pentru evitarea unor reclamații similare în viitor, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.000 de lei. De precizat ar fi și faptul că în trimestrul 1 al acestui an, la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Sălaj, au fost înregistrate un număr de 2 reclamații care în urma cercetării s-au dovedit a fi întemeiate. Și în aceste cazuri au fost dispuse măsuri de soluționare în favoarea consumatorilor, respectiv a fost restituită contravaloarea unor piese în valoare totală de 2.685.000 de lei și obligarea operatorului economic să elibereze certificat de garanție pentru lucrările efectuate.